Bună ziua și bine v-am găsit la un nou vlog, aici fermierul vostru preferat. Astăzi o să fie un vlog mai diferit, ceva ce nu am mai făcut cam din vară. Băgăm o serie de ouă la incubat, o parte ouă de la Dorin Dobrin, o să vedeți imediat ce ouă avem și o parte din ouăle mele. Asta este prima serie, o să mai vină încă o serie de ouă. Sper, din scenariu să-mi strângă foarte multe acum, mi-a strâns abia 120. Mie pe un etaj îmi încap 220 din ce am calculat eu sau pe acolo, în fine. În jur de 200, planul era să fie 200. Norocul meu că am mai reușit să mai strâng de la păsări de la mine și am să bag și niște moțate, niște amcemanii. Știți că am familia de amcemanii, un cocoș și două găini. Am văzut că mai mâncă un cocoș, pot să zic, un bărbat adevărat, pe românește, și mai am și două găini, adică în primăvară pot să ies deja cu două familii, nu va fi foarte mult, dar vă dați seama, din două găini și un cocoș n-am vrut să strâng atât de multe ouă încât să-mi refac familiile, plus că au fost foarte, foarte mulți cocoși, deci la amcemanii nu-mi dau seama ce s-a întâmplat, n-am avut la nicio rasă să-mi iasă atât de mulți cocoși. Și după cum vedeți aici în spatele meu, cred că sper să se vadă pe cameră, am două cutii pe care le-am ridicat astăzi la 3 noaptea. M-am dus frumos, m-am trezit, m-am văzut cu un domn ca să le ridic, că au venit ouăle, vă dați seama, câțiva dintre voi știți pe domnul Dorin Dobrin și nu stă în București, din păcate, sau pe aproape, și a venit cineva și mi le-a dus, avea drum la București și a trebuit să mă trezi la 3 să mă duc să le iau. Să vedem aici, știu că nu le-am mai ambalat atât de, cum îi spune, atât de strict, pentru că data trecută că am luat atât de la dânsul, le-a ambalat, a exagerat în ambalare, în fine, a exagerat, în sensul că să nu se spargă. Vedeți că și aici s-a pus din asta cu bule. Ideea e că astea nu au cum să se spargă, ținând cont în ce transport vin, că vin în mașină la temperatura controlată și e foarte greu să fie sparte. Dar prima oară nu știu ce le-a protejat atât de tare. Și avem așa, am știut sigur că am cele mai multe o să fie Brahma, HD și Potârnichiu și avem și Plymouth și Viandot, dacă nu greșesc. Și astea cam, cum să vă zic eu, cel puțin pentru anul care urmează, cam astea vor fi seriile, păsările cu care voi ieși să vând pui și să dau ouă de incubat, să trimit ouă de incubat. Pe viitor voi mai vedea dacă voi lua și alte rase. Nu știu, nu pot să mă arunc în foarte, foarte multe rase. Știți că două boxe deja le-am ocupate cu cele patru rase pe care le-am și, sincer să vă spun, le-aș face în altă parte un loc, să nu le mai țin aici lângă găini, pentru că toată multă lume mi-a spus că unde ai rațe, dacă ai și găini lângă, sunt șanse foarte mari să îmbolnăvească păsările, găinile mă refer. Și aș vrea să le mut pentru că am pierdut două boxe, le țin ocupate inutil. Doamna, una dintre boxe, nu boaba, cealaltă, în partea are o subia, nu știu dacă au trecut 5 săptămâni sau nu, pe ouă se vede ceva, că ar fi în ele ceva, dar le mai las câteva zile și îi le voi lua, că nu am notat când a fost să se apuce de ele, să zicem așa. În incubatorul ăsta de la clocitoare de al, o să vorbim imediat și despre el, știți că mai am videouri pe canal, în suporți nu punem eu sau la incubatoarele astea profesionale nu se pun ouăle cu vârful în sus, se vor pune ouăle cu vârful în jos. Le aranjăm cu atenție, ne uităm un pic și la ele, deși nu dădea mie și la celălalt transport au fost. La celălalt transport au fost foarte multe ouă, cred că au fost la 300 dacă nu greșesc. Și cred că am avut unul sau două sparte. Nu sparte, de tot crăpate. Aici, deci dacă la 300 au fost două, aici poate nu avem niciunul, vedem. Nu ai cum să asigur un transport, nu să vă zic eu, 100% sigur să nu se spargă niciun ou. Haideți să vorbim prima oară de preț. La ora actuală, orice am luat eu aici, de la Brahma, Viandot și toate astea, indiferent de rasă, în mare, am dat 10 lei pe ou. Ideea e că am vorbit cu domnul Dorin Dobrin, din cauza secetei, dar nu numai dânsul, mai multă lume, o să pună problema la anul de cereale, prețul cerealelor. Automat ouăle se vor scumpi. Deci, țin să menționez asta, pentru că eu acum le-am luat cu 10 lei, dar voi dacă la anul, de exemplu, luați ouă de incubat de la domnul Dorin, Dobrin, nu știu dacă o să mai fie 10 lei, ținând cont că o să coste furajul mai mult. E secetă în continuare, a plouat acum câteva zile, dar nu i-a dat ca lumea să hidrateze solul și nu știu ce cereale o să avem noi la anul. O să vedem. Sigur o să crească prețul, dar să sperăm că nu cu foarte mult. O să fac un video și când o să iasă pui, ca să vedeți cât am avut rata de ecloziune, ținând cont că acum am și panourile, după cum vedeți, luminile sunt, becurile sunt la maxim, bateriile sunt încărcate la maxim și nu mai am fluctuațiile astea de tensiune, cel puțin pe timpul zilei. Cu ocazia serii astea, va fi seria asta, o să mai vină încă o serie de la domnul Dorin Dobrin și după o să mai bag și eu niște ouă, mai am și pentru cineva să bacă, m-a rugat frumos. Și după aia ne pregătim de primăvară, de la sfârșitul decembrie, de până 1 ianuarie mă bag prima serie, adică nu mai stau, pentru că lumea așa, la ora actuală mă sună și îmi cer să le dau pui, dar nu mai am pentru că n-am mai băgat,
nu așteptam să meargă până în perioada asta, pentru că în mare parte omul îi ia și îi scoate afară direct și nu e bine la temperaturile astea mici. Mulți știu că dacă îi scos afară pe temperaturile astea, e omorât, dar văd că și mă bucur că lumea a descoperit, de exemplu, cuștile sau maternitățile și au început să ia de acum și să le țină maternități sau un cuști mai mari. De la, cum ați văzut, că m-am speriat, asta nu trebuie să se întâmple, să cadă ăsta de sus. Bine că n-a căzut pe ou direct. Cum ați văzut în episodul acela, cuștile pe care am prezentat de la Prepelițe Caracal, acelea mai înalte poți să ți pui deja, poți să ții 2-3 luni acolo. În fine, depinde foarte mult de rasă, că dacă sunt aia albă de carne, nu prea poți să-i ții. Aia e nasola aia, că cresc foarte repede și nu poți să-i ții, că încep să se mănânce dacă ți-i aglomerat. În fine, asta e altă discuție. Deci de-aia cererea a fost și pe perioada asta cât e frig, pentru că oamenii au descoperit încet încet, bă, stai că nu trebuie să-i scot direct afară, poți să iau să-i bag în maternitate și poți să ieși în primăvară. Deja, să spunem, dacă în martie, aprilie începe să încălzească bine, tu ieși cu ei deja la 3-4 luni, îi scoți lejer afară. Cum o să fac eu, de exemplu, că poate vă întrebați cum fac cu ce o să iasă de nouăle astea, că la mine o să iasă în 21 de zile, vă dați seama, mă prinde fix iarna, frigul ăla cel mai mare cu ei. Îi iau, îi bag în maternități, la prepelițe, după aia vor sta în cuștile mari, tot la prepelițe, apoi vor pleca în cameră la iepuri, unde vor avea ca anul trecut un bec să bată pe ei când le e frig să se ducă sub el, deși nu se întâmpla asta anul trecut, pentru că eu îi scot undeva la 2 luni, cred că îi scot din cuști. Nu știu, depinde acum foarte mult de rasă. Dacă sunt foarte mari și văd că sunt îngrămădiți, îi scot mai devreme. Dacă văd că n-au nicio treabă și doar bagă la burtică, îi las în pace, mai las, că nu mă grăbește nimeni să-i scot neapărat din cutii. Știți foarte bine că eu sunt un pic exagerat cu treaba cu temperaturile, pentru că am avut foarte multe pierderi din cauza asta și n-aș vrea să mai fac greșeala asta. Ah, dar le-a pus domnul Dorin, le-a pus, uitați, și carton, și de-asta cu aer. În fine, e foarte bine că nu mi-au ajuns sparte, până acum n-a fost niciunul spart. Dar să nu le vedeți pe celelalte, nu știu dacă am filmat atunci, să fi văzut în... Când a venit celălalt transport, erau băgate toate în cartoane, cartoanele cu scoci. Păi mai mult mi-a luat să scot ouăle din cartoane decât să bag la incubat. Bun, încă o chestie pe care vreau să o discutăm. Că dacă tot am prins momentul ăsta, n-am mai făcut de mult un video de ăsta și știu sigur că sunt foarte mulți oameni pe canal care își bagă singuri la incubat. Nu știu dacă se aude, dar mai mult ca sigur nu se aude. Nu am dat drumul la incubatorul mare. Făcea o gălăgie, se auzea sigur și în la valieră. De ce nu am dat drumul? Că foarte multă lume spune că trebuie să preîncălzești incubatorul și toate chestiile astea. Ouăle astea vin de la, cum să zic eu, de la temperatura magaziei, care magazie e cam cum e afară acum. Dacă incubatorul ar fi plecat la 30 de grade, să zicem că ar fi avut 30 de grade și umiditatea făcută în interior și aș fi băgat ouăle astea înăuntru, nu le-ar fi prins foarte bine. Așa, incubatorul, până va ajunge la temperatura și umiditatea optimă, nu va forța ouăle să le încălzească instant. Cum ar fi să luați ceva din frigider și să băgați în cuptorul cu microunde. Dau un exemplu exagerat ca să înțelegeți. Aici nu va fi treaba așa, ele le va crește temperatura, dar treptat și nu vor fi afectate. Și așa vă sfătuiesc și pe voi. Că, de exemplu, următoarea serie pe care o bag, săptămâna viitoare, vă dați seama, astea au 21 de zile până ies. În ziua 18 le voi muta în eclozor. Dar seria următoare se va pupa cu astea, se va lovi peste astea, să zicem așa. Și aici vă întrebați, băi Alex, păi stai, la prima serie e făcut așa și acum ce faci? Celelalte ouă le voi lua și le voi duce la prepelițe, pentru că acolo temperatura e ridicată, se duce înspre 25 de grade, mai ales că seara este ușa închisă. Iau ouăle, le duc acolo, le las să încălzească un pic până la 25 de grade și de acolo ele fiind deja la 25 de grade, cu aproximație plus minus, le voi lua și le voi băga în incubatorul încălzit deja. Așa nu le va afecta, dar v-am spus, astea fiind la temperatura de afară, nu le-ar prinde bine deloc. Rata de ecloziune va scădea destul de tare dacă voi face treaba asta. Să vă spun sincer, la început am făcut-o. Acum ideea e că nu mai știu care sunt ouăle de MC-Money. Astea sunt MC-Money. Vreau neapărat să-mi bag MC-Money. Nu știu dacă ați văzut la astea la MC-Money. Cum arată? Parcă au lac, să zic așa, nu lac. Ba da, lac sau parcă s-a dat un polish pe ele, nu știu, strălucesc mult prea tare astea de la MC-Money. Parcă sunt alea de lemn și sunt vopsite. Și cred că vom umple treaba asta, etajul ăsta cred că îl vom umple doar cu ce mai am MC-Money și cred că mai bag moțatele alea, ulele de moțate și că... mai am MC-Money și în partea alaltă. Bun, am terminat și astea de la MC-Money și mai am aici moțată cu MC-Money combinat. Le voi băga și pe astea și cred că se umple. Nu știu dacă mai pot să mai bag altceva, mai am niște australuri pe aici și cred că îl bag și pe ăsta dacă mai încape. Vreau să v-am spus să mai bag și o serie și în primăvară să scap, ăsta vedeți? Uitați diferența dintre moțată și nu știu cât se vede aici în lumină. Eu nu văd acum ce arăt la cameră, dar eu sper că arăt centrat. Vedeți, ăsta este mat pe exterior oarecum. Ăsta lucește, v-am zis, parcă e lemn. Îmi place treaba asta. E bine, măcar atâta să facă că
Am fost și eu păcălit, cu multă lume a fost păcălită, că aia am ce mai nu să fac ouăle negre. Nu fac ouăle negre, vă zic 100% că am acolo. Așa am avut și pe TikTok un video și am zis că e mit și la care zice cineva, nu, nu, nu fac ouăle negre. Și m-am dus, chiar atunci am făcut seră un ou, găinile de aia am ce mani, și m-am dus acolo și am făcut o glumă, am scris pe ou negru. Că omul se certa cu mine că nu e adevărat că să fac ouăle negre, dar eu am păsările aici, vă dați seama, adică nu vorbeam din... fără să știu. Ăsta e bușit, e bulit. Mare grijă când băgați ouă la incubat să nu fie crăpate, bușite, pentru că la un moment dat când încep să formeze, fac o presiune de bubă în incubator. Am pățit asta, din fericire, la... cum să zic eu? Haideți că mai băgăm și... aici am australop negru, dacă nu mă știu, australop negru. Le băgăm și pe astea. Asta am pățit-o, bine că n-am pățit-o la incubatoarele mari, pentru că la asta e mult mai greu să le cureți, ai mult mai mult de curățat și să bagi mâna printre etajele alea, e foarte greu. Am pățit, în schimb, la incubatoarele Cleo. N-am văzut că unul era așa și auzi la un moment dat, poc, și te apuci frumos, te duci buretele, te ții de nas, că miroase, credeți-mă, miroase foarte bine. De asta aveți mare grijă când băgați ouăle să nu fie crăpate sau sparte, eventual. Bun. Așa, vedeți, le-am așezat. Am pus apă în incubatorul mare, în recipientul special. Acum urmează să le iau, să le bag, să-i fac setările. Și o să facem un mic update la aplicație. Sper să n-am probleme cu aplicația, că netam. În fine, camerele cam fac figuri. Ba, îmi zic că au net, ba, nu mai au net. Ca să vă arăt, sunt și eu foarte curios și vă arăt și vouă ce consum am la incubatorul mare. Până ajunge să facă temperatura și umiditatea, sunt sigur că aici o să bubuie, o să fie destul de nasol. Dar după aia, când trebuie doar să le mențină, o să fie mult mai ușor. Ideea e că eu aici, în magazie, un pic mai răcoare decât afară, cel puțin pe timpul zilei. Magazia asta, nefiind oricum, nu e izolată deloc, dar ține foarte bine că e beton, e BCA, e tencuială și ține destul de bine temperatura, o păstrează destul de bine. Și ideea e că vreau să încălzesc un pic camera asta, să o încălzesc în sensul că o să deschid în timpul zilei, deschid geamurile și ușa, să intre căldură de afară și eventual, până devin prosumator, că momentan nu au ieșit actele și acum, de exemplu, panourile mele stau degeaba pe românește, nu muncesc acum, nu produc nimic, o să producă când o să dau drumul la incubator, dar în timpul zilei, dacă e soarele puternic și să spunem că incubatorul ăsta mănâncă 1 kW, dar mie poate să-mi bage panourile 8, iau frumos că am un calorifer electric și îl pun aici și las un pic să crească temperatura. Automat aici, dacă eu cresc temperatura și cu 2, 3, 5, 10 grade, în fine, de la 50 grade vorbim totuși de alt consum, automat incubatorului va fi mult, mult mai ușor să mențină și temperatura și umiditatea. Asta ce înseamnă? Pe viitor un consum mai mic, e logic. Și v-am spus, nu știu cât contează poate la un grad 2, un grad 2, dar de la 5 grade încolo, vă spun o asta că se va simți diferența, nu va mai foi incubatorul într-una să plece încălzirea, că își dă seama, bă, stai un pic, am scăzut sub, nu știu, 30 de grade, dă-i înapoi, dă-i drumul un pic la încălzire. Și atunci, așa o să fac, o să încălzesc un pic toată camera asta, nu pot să-i fac mare diferență, v-am spus, în grade, să o cresc cu 5 grade, nu cred că reușesc să încălzesc cu 10 grade aici, pentru că podul nu e izolat deloc, nu e USB, este scândură și toată căldura pleacă în pod. Pe viitor m-am gândit, dar vom vedea, voi vedea de fapt, mă gândeam să fac o mică cameră din USB, să văd ce ștraifuri mai am, că mai am și USB rămas de la foișor, de la izolație și ce mai am, și aș fi vrut să fac pentru ambele ca un fel de mică cutie. Pentru că ele, fiind automate și profesionale, își fac și aerisirea singure. Aerisirea ce înseamnă? Scot, trag aer pe o parte și pe cealaltă parte, printr-un ventilator, îl dă afară. Automat dă aerul cald afară. Deci dacă ar fi într-o cutie de USB, cum să vă zic eu, în cutie aer ar fi un pic mai cald. Adică, fiind într-o cutie ambele, aerul pe care îl scot afară va rămâne oarecum în cutia aia de USB. Nu se va mai duce direct în pod, cum se întâmplă acum. Gata cu vorbarea, nu știu dacă am atins tot ce aveam de spus. Oricum, pe viitor o să mai facem videouri despre incubatoare, o să mai vorbim. V-am spus că vreau să încep să testez și ouă de la oameni. Cine vrea, cine e producător, are o anumită rasă și vrea să vândă și vrea să arate la lume, băi, eu am ouă bune de băgat la incubat, puteți să-mi trimiteți, contra cost normal, eu iau, le bag ca și cum le-aș băga pe ale mele, adică nu, interesul meu e să arăt realitatea ouălor voastre. Dacă voi din 102.010 pui, e vina voastră la ouă, n-am ce să fac. Ținând cont că acum am și panouri, fluctuațiile de tensiune nu mai sunt, să rămân fără curent nu mai există, deci acum nu mai există niciun impediment ca să am rata de ecloziune mai mică, decât dacă ouăle sunt proaste. Și undeva pe 23 luna asta, dacă nu greșesc, o să fie un eveniment la noi în București, destul de mare, unde o să mă văd și cu domnul Dinu de la Clocitoarea Ideală și o să vorbim un pic cu dânsul și acolo, să vedem ce am mai scos nou. Plus că o să vreau să vorbesc cu dânsul, să vină un pic, astea nu trebuie neapărat făcută revizie, dar să vină un pic să se uite la ele, că deja le-am, cred că de
Cred că sunt 2 ani de când le am și n-am avut probleme cu ele, dar aș vrea să vin un pic să se uite la ele, să fac o revizie și să vedem dacă putem trece ambele. Da, aș dori ambele, și eclozorul și incubatorul, dacă am putea să le trecem pe un vas mai mare de apă, care să stea pe incubator și prin plutitor să intre apă în incubator, să nu mai fiu nevoit zi de zi să deschid ușa. Pot să le bag pe astea, de exemplu, ca să vă explic avantajul, dacă aș avea plutitor și bazin de apă deasupra, pot să bag ouăle astea la incubat și să mai umplu în ziua 18. În ziua 18, pentru că eu voi pune apă în bazinul de sus și el întotdeauna își va trage jos în vasul ăla. Scade un pic, bang, mi-e mai bagă apă și tot așa. Chestia asta, că deschid ușa, nu știu să vă zic, afectează, dar la un nivel extraordinar de mic, pentru că ele, incubatoarele astea, își fac tot singure. Adică, să zicem că la Cleo faci tu întoarcerea și automat când ai făcut întoarcerea și ai aerisit un pic ouăle. Aici v-am zis, la un anumit interval pleacă singura aerisirea, schimbă un pic aerul, deci aș putea să nu mai deschid 18 zile deloc ușa aia. Doar că trebuie să vorbesc cu domnul Dinu când are timp, că trebuie oricum să vină la fermă să facem un farcast și vreau să mă duc neapărat la dânsul să filmez, dar vreau să-l prind la treabă cu echipa ca să vedem exact ce fac acolo, cum se împart fiecare, că am înțeles că un om e pe sudură, unul e pe făcut cutiile și toate treburile astea, să vedem exact ca echipă cât de profesioniști sunt. Bun, haide să le bag pe astea și îi dăm drumul la incubatorul mare, care a stat o perioadă destul de lungă de timp, s-a odihnit, și să vedem ce consum o să avem. Bun, după cum vedeți, am băgat ouăle. Trebuie să șterg un pic incubatorul de praf. Aici în magazin face foarte mult praf pentru că vine prin crăpăturile de la scândură. Astea au fost, uitați că și ăla a fost șters de curând și asta a fost șters. Acum depinde, că am fost și în pod zilele trecute, că aveam nevoie de, nu mai știu de... Stai o secundă. Nu mai știu exact ce am luat din pod, dar nu pot cu o mână. Gata. Și acum momentul adevărului. Hop. Vedeți câtă gălăgie face? Și vedeți, e la 14,8 grade, umiditatea e la 71, o să înceapă să o dea afară, trebuie să... scade umiditatea, nu. Bun, trebuie să-l șterg neapărat pe ăsta de praf, că arată urât. Vedeți, avem alarmă, au plecat ambele de încălzire, ăsta de umiditate încă nu pleacă, nu s-a prins suetul, pentru că, vedeți, umiditatea e mai mare de 65. Îi fac setările acum să-l pun la temperatura și umiditatea optimă și revenim imediat și mai stăm un pic de vorbă. Cum vedeți în aplicație, momentan intră din panouri 0,00, soare e, aici sunt două variante, ori am eroare la aplicație, deși internetul merge, ori am consumul mult prea mic și nu are ce să-mi afișeze. O să dau drumul la incubatorul mare, o să vedeți mai întâi cum pun ouăle în suport și după aia voi da drumul la incubatorul mare și o să vedeți consumul până ajunge la temperatura și umiditatea optimă și după aia când intră, să-i spunem așa, la relanti, doar când trebuie să mențin umiditatea și temperatura, atunci consumul trebuie să fie mult mai mic. Pentru că el atunci va pleca umidificatorul, să zic așa, și, și rezistența aceea de căldură vor pleca doar când va scădea temperatura. Gata, aceștia sunt parametrii de incubare, 37,8 temperatura, 57, astea trebuie să le facă el singur. O să scadă umiditatea la un moment dat, n-a mai fost folosit de ceva timp și cred că e umiditatea și aici în magazin, nu știu exact. În cel mai rău caz, dacă nu scade în curând, o să plece sigur ventilatorul de pe laterală de acolo ca să-mi scoată umiditatea sau dacă nu deschide ușa și o să iasă umiditatea. Din păcate, invertorul nu înțeleg de ce nu primește net și nu poate să-mi trimită informațiile către aplicație ca să văd ce consum avem și... Ați înțeles? Ideea e că am sunat la băieții care l-au montat, domnii care l-au montat, că nu sunt băieți și... Sunt băieți, dar... Ideea e că am sunat la domnii care l-au montat și așteptăm, au dat restart de la dâns și de acolo și să vedem, am dat și restart la Wi-Fi. Eu am Wi-Fi pe ambele telefoane și merge foarte bine, doar că nu înțeleg de ce nu merge, nu pleacă pe ăsta. În caz că nu pot să fac astăzi testul, ca să vă zic am ce consum are, uitați iarăși, clipocește, nu știu cât se vede. E un bec care clipocește, ăla e de la semnal. Clipocește și după aia se stinge de tot. Și eu din câte știu trebuia să rămân aprins, acolo cât mă pricep și eu. Da, nu se conectează, nu o să știu ce se întâmplă. În caz că să spunem că nu pot să fac rost de informații zilele astea, oricum, zilele astea, astăzi, mâine, în unul dintre vloguri când vom mai vorbi de incubatoare, nu știu ce se aude, în unul dintre vlogurile în care vom mai vorbi despre incubatoare sau ce serii mai bag sau chestii de genul, o să vă dau și informații. Că automat dacă bag încă o serie, deschid ușa, iese cam toată căldura și umiditatea și trebuie să o refacă, să pornească și să o refacă. Și vedem atunci un consum pe aplicație, un consum exact. Deci, el merge la maxim acum, am un consum al fermei la ora actuală de 3,18 kW. Am început să iau din panouri 2 kW și ceva, deci pleacă și din baterie momentan, nu e soarele așa puternic.
Încă nu a ajuns nici la temperatura optimă și nici la umiditate. Vedeți, a scos umiditatea destul de tare. Trebuie să încălzească apa din bazinul ăla de jos. De-aia s-a prins acum și wet-ul. Funcționează și ăsta, și hit 1 și hit 2, pentru că acum el se focusează să ducă tot în parametri. Revin după... Și acum aștept, o să revin când am temperatura și umiditatea optimă, ca să vedem ce consum mai face acest incubator. Din păcate nu pot să calculez exact consumul lui, ca să ar însemna să opresc totul. Am lada frigorifică, am frigiderul care merg, luminile de la prepelițe, adică nu am cum, n-am, Wi-Fi-ul, toate astea adunate mai consumă și ele, nu am, nu știu exact cât. Aș putea într-o zi să fac, când termin cu seriile astea, normal trebuia înainte să văd când nu aveam astea băgate ce consum aveam. În fine, vă zic că aveam undeva la 0.18, aveam consumul fermei fără incubator. Deci câțiva kilowatts mănâncă incubatorul, dar v-am zis să vedem cât va consuma după ce va ajunge la tot ce trebuie. Bun, după cum vedeți în spatele meu, incubatorul a ajuns la parametrii normali. O să aștept undeva la 5 minute, pentru că informația din ăsta, receiver, nu mai știu cum îi spune, în fine, prima oară pleacă pe nu știu ce servere chinezești, unde e firma mamă, stați așa, și abia după aia primesc eu în aplicație datele și o să vă spun, la final cât consumă când doar trebuie să mențină temperatura și cu alea, dar acum a plecat și siguranța care încălzește apa, s-a oprit și încălzirea, pentru că deja sunt câte grade trebuie. Și aștept să-și dea refresh, pentru că am întârziere de 5 minute, și să vedem cât consumă acum. Ne luăm la revedere de acum, doar o să vă las la final exact consumul pe care o să-l am. Eu am fost Alexandru, fermierul vostru preferat, mă găsiți pe Instagram, Facebook și TikTok, domeniul Angel. Și până data viitoare, susțineți producătorii locali, pa!